Lipsa asta de pasiv, lipsa asta de acțiune de care vorbim dumneavoastră, de fapt, o pasivitate care înseamnă și un fel de moarte sigură pe termen lung. Există pasivitatea asta pentru că nu există nicio idee, nicio strategie în ceea ce privește toate lucrurile astea. Acum, eu, în ultimul an al mandat prezidențial, nu are cum să apară nicio idee. Orice s-ar întâmpla, oricum nu contează. Exact. Pentru că ideile apar, nu are susținere, nu cea mai mare, cea mai mare, sau îți apar la începutul primului mandat și acolo mai cu scârzi, dacă vrei, al doilea mandat, dar cu siguranță la începutul celor de-al doilea mandat. Bun, acolo trebuie să vină construcția. Ceea ce spuneți dumneavoastră poate să fie cele mai importante idei în campania electorală a unui prezidențiabil, a unui candidat la președinție. Adică, sigur că vorbim și despre ce înseamnă Uniunea Europeană, vorbim despre Schengen, ce să mai vorbim, vorbim degeaba. Lucrurile mai importante pentru România sunt cele despre care nu vorbește nimeni și pe care le-ați prezentat dumneavoastră în această seară. Eu sper Din păcate că nu vorbește, e bine că le-ați prezentat. Eu sper că se gândește. Cine să vorbească? Cineva? În campanie electorală poate că va aduce idei. Cu Schengenul e... Poftiți? Nu o să intrăm în Schengen cu o zi înainte de a se închide proiectul sau se închide Schengen. Atunci o să intrăm? Uitați-vă. Intrăm după care se desfințează sau ce? Da, fără să avem o contribuție. Uitați-vă ce se întâmplă acum și după alegerile din Olanda și după alegerile din alte zone sau alte intrări în fibrilație. Când toată problema, sau una dintre probleme majore, este legată de migrație. Cum să înceapă? Cine? E ca și când astăzi ai semnat la sfatul popular, cum se spunea pe vremuri, ai spus da în fața ofițerului stării civile și a doua zi trebuie să vină divorțul, adică ceva de genul ăsta. Deci nu avem nicio șansă. Bun, domnule profesor, mulțumesc mult pentru participarea în această seară. Au fost foarte multe idei pe care le-am discutat și vă așteptăm în continuare. Aș vrea ca la ultima ediție pe anul ăsta să discutăm totuși despre ce înseamnă 1 decembrie în istoria României și ce poate să însemne de aici înainte, poate să însemne altceva decât a fost. În ce măsură, exact ce spuneați mai devreme, România poate să însemne altceva în Europa de Est, în Balcani, în Uniunea Europeană. Nu mai avem timp, dar vă spun doar așa. Uite, am primit o corespondență de la Dan Tomozei, care e în China acolo și ne trimite de fiecare dată ultimele informații. Summit China-Uniunea Europeană, că tot vorbim apropo de relațiile noastre cu China inexistente. Cu atât mai mult cu cât există un istoric absolut extraordinar în ceea ce privește relația între România și China. Europa învață lecția despre respect și reținere la Beijing. Agresivitatea și presiunea pe temele sensibile au fost atenuate la maximum în mesajele prezentate în această seară, chiar în seara aceasta, la Beijing, ora locală, de președintele Consiliului European, Charles Michel, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după summitul anual China-UE. Din atitudinea superioară de dascăle ai lumii a rămas o umbră marcată de o ușoară nervozitate. Și vorbește despre cum au descurs, asta e un articol foarte lung scris de Dan Tomozei, așadar China UE, liniște și pace, colaborare. Se vorbește aici, mi se pare incredibil, știți la cât au ajuns, India vinde schimburile comerciale bilaterale, deci posibil ca în balanță să conteze tot mai mult nivelul schimburilor comerciale bilaterale, a ajuns la 2,3 miliarde de euro pe zi. O treime din marfa pe care o vinde China este în Uniunea Europeană. O treime. E o populație de 1,4 miliarde. Mă rog, articolul este foarte interesant. Vă rog. Ce vrea Uniunea Europeană? Vrea să facă business cu China. Cine nu vrea să facă business cu China? O populație de 1 miliard și 400 de milioane. Problema este dacă poate și în ce măsură are libertatea să o facă, ținând seama de parteneriatul pe care îl are China cu Statele Unite. Da. Aici e o mare problemă. Ce vrea China? Vrea China să decupleze Uniunea Europeană de America, asta e visul Beijingului, inclusiv pentru ca puterea americană să se diminueze în raport cu China și inclusiv pentru ca China să capere o altă pârghie de negociere cu Federația Rusă. Pentru că Chinei ar conveni să joace și cu China și cu Federația Rusă. Din punctul ăsta de vedere, deocamdată nu vedem semnale clare că, mă rog, Uniunea Europeană va reuși să se autonomizeze în așa fel încât să facă o relație cu China, care să fie în profil economic. Pentru că cele două lucruri se leagă.
Domnul Tucă, noi am fost învățați 30 de ani de zile că interdependența creează securitate. Ce teoria păcii, statele democratice nu merg la război, statele care au McDonald's pe teritoriu nu fac război una cu cealaltă. Prima oară, soluția de securitate este să democratizezi și să te legi, să te interconectezi. Rusia, Germania, America, China, China, restul lumii. Teoria asta nu mai funcționează. Și acum, pentru noi, mai ales după război din Ucraina, interconectarea este insecuritate. Rusia, trebuie să ne depărtăm. China, pericol. În momentul ăla, 180 de grade în momentul ăla, când gândim așa, nu mai există dimensiune de securitate pură și dimensiune economică, dimensiune politică, dimensiune culturală. Totul devine securitate. Pentru că dacă ai sentimentul că China e un adversar, tot ce ține de China, că e vorba de rețele de transport, că e vorba de fabrici de medicamente de acolo, că e vorba de studenții chinezi în Statele Unite, totul poate să devină o problemă de securitate. Semiconductor, nu mai spun. Și atunci, asigur că tendința e să te decuplezi ca să-ți asiguri securitatea. Și dacă lumea se uită la China în termen de securitate, lumea euroatlantică, evident că e foarte greu să deschizi o relație economică. De asta nu se poate face. Deci interdependența despre care vorbeați, care aducea securitate cu sine, acum este... Interdependența este insecuritate. Asta am învățat adică noi din război. Efectiv, din congruență a devenit non-congruență. Exact. Și atunci, asigur că Uniunea Europeană are o mare problemă. Ce face și cum ce face și ce o lasă să facă America în acest moment? Pentru că nu văd o Uniunea Europeană care e capabilă să facă politică. Uniunea Europeană nu face politică în acest moment. Marea problemă, de fapt, a Uniunii Europene. Cum am ajuns noi să spunem că doamna von der Leyen, care e nevotată, toată simpatia pentru persoana domniei sale. Ea n-a fost votată, n-a fost nici măcar spiță în candidat, n-a fost nimic. Ea nu poate conduce Uniunea Europeană, că nu are mandat. Politica Uniunii Europene o face Consiliul, unde sunt președinți. Președinții nu mai fac politică. Politicienii europeni nu mai fac politică. De asta se duc la comisie, comisarii fac ce vor, domnul Timmermans face ce vrea cu chestia de mediu și când se duce în țara lui să fie votată, ea e 18%. Lasă-ne. Păi cum, domnule, stai puțin. Păi tu pentru ce faci asta în comisie? Deci noi am ajuns să decuplăm lumea reală europeană la Comisia Europeană, care face ceva, nu este nicio accountability, cum se numește, adică nimeni nu dă seama pentru nimic. Când ajung să pui la vot ceea ce fac ei, șap, pierd. Doamna von der Leyen este șefa Uniunii Europene, dar ce mandat politic a primit domnia sa de la Consiliu? De la americani a primit. Dar Consiliul Europei, ăla care trebuie să dea mandatul. Da, nu are niciun mandat. Domnul Macron, când domnul Macron se duce și spune ceva și șefa Comisiei Europene spune altceva, păi stați un pic, domnule. Păi tu ești Macron, șeful Consiliului care da eliminarea politică. La începutul conflictului din Gaza, iertați-mă, același lucru. Aceeași au fost discuții. Voci distonante. Da. Distonante. Și au fost. Da, și una și alta. Și una și alta. Adică, nici măcar acolo, cu atât mai mult... Ei, cât timp Europa nu va face politică, ea se va uita în stânga și dreapta dacă are voie să facă ceva. Despre asta va fi vorba. Și Europa, atât timp cât nu face politică, va deveni un actor minor și strategic insignifiant, iertați-mi că o spun. China știe foarte bine că lucrurile sunt complicate, pentru că nici ea nu dă multe paralele, nici pe întâlnirea Xi Biden nu s-a dat multe paralele. De ce? Pentru că știe că sunt în America. Orice înțelege s-ar face acum, peste un an de zile se poate rupe. Și toată lumea știe asta. Mai ales că vine un președinte cu totul imprevizibil. Mai ales, încă o dată, sau previzibil, da? Relația cu China. Sau previzibil. Dar da. chinezii pot să spună așa, domnule, administrația Biden este extrem de ideologizată, nu poți să faci nimic cu ea. Administrația Trump. Trump s-a întâlnit și cu liderul Coreei de Nord. Deci, măcar știu o treabă, faci un deal, vedem ce putem să facem. Dar este clar că nu se va lămuri nimic cu China. Este clar că acel summit este... Sigur, nu e rău că s-au văzut, dar nu se vor lua nicio decizie majoră, pentru că vor fi alegeri europarlamentare, vor fi alegeri în America, vor fi foarte multe alegeri și va fi altă comisie, alt președinte, altă și nimeni nu îndrăznește să spună nimic apăsat. Cu atât mai mult importanță alegerilor de anul viitor, începând cu alegerile europarlamentare, alegeri în Rusia, alegeri în Ucraina, nu știm, în Taiwan, alegeri în Taiwan, și în Iowa în ianuarie. Alegeri în America, unde mai sunt alegeri? În Moldova parcă mai sunt alegeri, nu? În România. Păi România, suntem aici, cu asta ne ocupăm. În Republica Moldova vor fi alegeri. Și asta ne ocupă tot timpul până una alta. Prezidențial. În discuțiile de la acest summit UE-China s-a discutat inclusiv despre... În discuțiile astea s-a făcut vorbire și despre Gaza și cele două părți, Uniunea Europeană și China, au ajuns la concluzia că două state, adică statul palestinian și, bineînțeles, statul izraelian, ar fi rezolvarea pentru conflictul din Orientul Mijlociu.
Domnule profesor, mulțumesc mult pentru participare. Spuneam că poate vorbim până la sfârșitul anului despre România din perspectiva statului național și ceea ce a însemnat și poate să însemne în continuare 1 decembrie pentru România.